Aceasta este iubita mea și văzând la mine cum o joc Clash Royale, nu de foarte mult timp a început să se joace și ea. Și se descurcă chiar foarte bine. Pe lângă asta, ce îi place ei cel mai mult în acest joc sunt emoturile. Dacă ar putea, le-ar cumpăra pe toate deodată, să le aibă și să le spameze în meci. Așa că astăzi m-am gândit să-i fac cadou 10 emoturi, adică 2500 de gemuri cu care își poate cumpăra 10 emoturi de pe shop și să spameze în meci. Dacă te rog, te duci, aduci și tu și apa aia cu... Da, portocalie, mersi, e cea mai tare. You're funny. Salutare, guys, eu sunt Body Stalter de iubita mea, Mina. Salut. Și astăzi suntem pe contul ei, pentru că datorită mie sau din cauza mea s-a apucat și ea de ceva timp de Clash Royale. Cred că ai câteva luni de când te joci. Da. Are și 6.000 de trofee, vreo 2.000 cred că le-am făcut eu. Spune-le oamenilor de ce ți-ai cumpărat tu Battle Pass mai mult. Pentru ce? Ca să-mi iau diamante din alea, ca să-mi iau emoturi. Ca să-ți iei diamante, ca să-ți iei emoturi? Da, să pot să-mi cumpăr emoturi. Deci ea este o mare fană emoturi, dacă ar avea gemuri și ar cumpăra numai emoturi continuu, non-stop. Și își cumpără Diamond Pass-ul nu pentru cărțile evoluate sau pentru ce chestii mai bagă super serios, își cumpără pentru gemuri, ca să-și cumpere emoturi. Ia, ce ți-ai cumpărat de aici, dacă ar fi? De aici? Da, niciunul. Ăsta. Ăsta, da. L-ai luat? Nu lua! Aia de la tine. De la tine, nu? De ce am așa multe de... Contul meu? Hai, intră și joacă-te. Ți-am făcut cadou. Să-ți iei 10 emoturi, că știu că-ți plac mult de tot. Mulțumesc. Na, ai vrut să faci episod cu mine, am zis să te răspătesc într-un mod. Haide, bagă și joacă-te, că oamenii vor să vadă cum te joci. Distrugătoarea din arena. Ce arena e asta? Nici nu mai contează, haide. Trebuie să facem un win, cel puțin un win pe episodul ăsta, da? Aolo, nu te grăbi! Spune-ne și ce faci, ce ai de gând să faci. Nu te aud. A, bine. Ce ai de gând să faci? Să iei turnul din dreapta? Să câștig în principiu. Hai că e bine, ai început bine. Ești safe. În dreapta nu mai pune nimic. Nu. Nu. Perfect. Țip ca să mă audă și ea, că se joacă cu, la maxim. Sunt absurdă. Dar ce, nu mă auzi dacă vorbesc în microfon? Ba da. Asta zic. Ah, îți cam nenorocit. Dei fireball pe alea, pe toate. Alții pentru ăla? Păi da, dar pe ăla lei oricum, mai e un minut. Du-te la 3. Du-te, insistă cu un rage. Ăla e, mă, băi, băiatule. Wow. Primul match, primul win, let's go. Bun, a fost chiar bombă. Te-ai jucat chiar bine. Mulțumesc. Hai, mai dăm unul? Mamă, hand start-ul ăsta mie nu-mi place. Nici mie. E mai mult de defense, așa, nu știi? Nu m-aș risca nici să pun astea, pentru că poate are sparky sau... Mamă, deci urăsc meciurile în care trebuie să... N-aș fi început cu mini peca, dar hai să vedem ce faci. Ăla l-aș fi ținut pentru defense, pentru hog, pentru alte chestii. Da, n-aveam ce să pun. Mai bine începeai cu lilieci. Stau la... Stai la 10, nu e bine. Cred că acum poți să... Ai răbdare, da? Nu, apără-te mai bine. Mhm. Hai că e ok. E ok, și calmează-l, lasă să-ți faci elixirul și începi din spate. Da, nu, la 10. Lasă electro că nu dă mult. Okay. Ce bine că ai dat electro acum. Aia zic. Și-ți faci în dreapta, puși mare. Nu, Giant-ul, perfect. Și ai grijă să n-aibă vreun scarmi sau ceva. Dar așteaptă, ai răbdare. A, nu mai, dar nu mai are sens. Nu are sens. Poate să ai grijă la Sparky, poate dă hit. Frumos, și cred că îl dă și pe al doilea. L-ai spart. Bun. Knight. Knight-ul e așa, un semi-tank care
merge și de cycle, știi? Da. Uite că ai început să ai emoturi acum. Da, da. Și o să ai cu 10 mai în plus. Ei! Vai, du-te pe dreapta. A? Sau? Te las. Tac. Băieți, tac. Nu. Mai bine fireball pe... Sau așa, ăla. În față. Acolo. Perfect! Ai jucat ca un adevărat player de Clash Royale. N-ai tu? Da, tu mi-ai zis. Ai făcut foarte bine. Fireball pe aia și pe turn. Am ratat-o. N-ai ratat-o. A fost bine. Ok, pune electro-auto pentru electorul lui. Sau așa. Ești la un fireball distanță. Du-te cu giant-ul direct. Du-te cu giant-ul. Și în partea altă, perfect. Perfect, acolo. Let's go. N-are timp. Ba da. Oh my god. Oh my god. Zice așa. Wow. Guys, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să ne lăsați în secțiunea de comentarii să ne spuneți că v-a plăcut acest episod și că mai vreți. Să lăsați un like și să vă abonați. Pardon. Mamă. N-am ce să fac. E vina cărților, are cărți de 14. What? Mai are rost? Îl iei pe ăla. Mi-a luat ceva până m-am gândit. Da, a fost ok oricum. Din spate. Cel mai bine, ca să încarce. Ăla, să tancheze, da. Da. Cream că-mi zici nu. Nu, era, a fost foarte bine. Așa. Aș fi pus niște lilieci peste ăla, lilieci. Knight, da. Nu, aș fi pus peca din spate, ăsta peca. Sau așa. Da, vezi că e bine. Mini peca trebuia. Mamă. Sparky din spate. Liliești peste ăla repede. O să-ți dea damage. Mamă. Pune Knight-ul repede la jumate acolo, așa. Hai că a fost in time. Giant Goblin. E bine. Calm. Așteaptă. Nu. În spate la Giant Goblin. Pune-l. Că-ți spune Electro Wizard el. Așa, dă-i rage pe ăla. Pune liliecii pe peca lui. Pune Knight-ul pe Mega Knight. Sau Electro Wizard, așa acolo. Ca să-l tragi. Așa, pune. Perfect, mini peca. Aș fi pus Giant Goblin-ul. Da, ok, pune Giant Goblin-ul în dreapta, mai în dreapta, acolo. Cred că te bate cu Wallbreaker-ii. Oh my god. Începe cu liliecii. De ce? Sau cum vrei. Mereu încep cu Sparky. Ok, Sparky din spate. Ideea e că nu ai ce să, cu ce să-l protejezi. Oh, ce Tesla bună a pus Daddy. Nu, pune lilieci din spate, mai în spate. Așa, în spate. Ah, dar n-ai nimic care să tancheze pentru el, asta e rău. Oh, yes, Daddy. Fireball pe alea, Daddy. Yes, Daddy. Tu dai seama ce panicat este. Oh, mini pack a prins un hit. Da, joacă la Caterinca, cred. Lasă-l și pregătește un fireball pentru la jumătate, dacă mai pune ceva pe lângă alea. Dacă nu, Knight. Nu mai. Ai zis că joacă la Caterinca, el. Păi nu știu, a pus Tesla, tu n-ai văzut unde a pus Tesla? Ba da, dar poate joacă cineva de pe contul lui. Uite, la mine pe telefon joacă, nu mi-apare. Știi? Joacă cățelul. Pe telefon, da, nu apare. E bun fireball-ul ăla. Da. Nu, chiar a fost bun, că ai dat și pe turn. Vezi că e un meci greu ăsta, sincer. Așteaptă să încarce elixirul la 10. Ai zis că nu mă mai ajut. Bine, nu te mai ajut. Dar bine, spune-mi, nu mă deranjează.
Oh, te-ai enervat. Avem pix. Ba da, ba da, e bine, pot tot până, că încă mai are viață. Lilieci? Și Giant... Nu, 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 Giant Goblin? Ah, nu prea e el unde trebuie ca și ordine, dar tot e ok. Rage? Bă, vezi că tot e bine. Dă la hit. Giant Goblin pe turn. Gata, l-am luat. L-ai nenorocit. Oricum băiatul n-a început bine deloc. A pus Tesla ăla. Aici. Da. Oh my god! It's huge, guys! Tot pe drea. Mai are sens să pun... Mai are sens. Păi cred s-a că... lăsat. Nu cred că s-a lăsat. Ah, nu s-a lăsat. Nu s-a lăsat. Pune un... Aha, electro peste. Mini PK peste... Mai în dreapta, cred că dă prima dată în Tesla. Da, vezi, dă în Tesla, nu dă în Xbox. Și dacă rămâne la în viață, te-ai dus. Dă-i rage pe toate alea de acolo. Peste, pe astea? Hei! Nu știu! Pune repede Giant Goblin-ul. Oh, nu e pe turnul tău. Electro Wizard, să resetezi. Mamă. Mi-l ia, bă. Nu ți-l ia, nu ți-l ia. Mini PK, în spate la ala. Du-te. Te duci all-in. Rage, perfect. 3. Bun. Let's go. Yes, daddy. I love a tie, daddy. Dacă v-a plăcut episodul alături de iubita mea, nu uitați să dați un like, să ne scrieți în comentarii, poate mai facem episoade împreună, îi mai fac o surpriză cu data viitoare, o să fie oferta asta. Stai. Uite asta. Like, share, subscribe, v-am upat, numai bine, nu uitați să ne dați follow pe Instagram, pa, pa!